Apropo de reacția cu client, relația da. Cu clientul, cel mai important moment este plata. Da. Este un moment interesant, important, da. Cu card sau la livrare? Păi acum întrebăm care clientul este? Sau comerciantul, pe cine întrebăm? Din punct de vedere al comerciantului, care e trendul? Clar că plata online cu cardul crește, ca și pondere, în comerț online românesc. Am depășit, cred eu, de mult 1%, ne apropiem de 5%, cred, suntem în zona aia, apropo de toată industria. Dar sunt sectoare, cum ar fi turismul online, care este 40-50%, adică e departe. Cu cardul. Rău, sigur, da, cu cardul. Ca tare, comercianții preferă plata cu cardul sau, nu știu, dacă aș fi eu comerciant online, aș prefera. Plata cu cardul online este o plată în avans. Deci nu e o plată la livrare, e o plată în avans. Clientul când cumpără în avans plătind, este mai serios puțin decât cel care cumpără ramburs, care acolo se poate răzgândi și n-ai ce-i face. Prima chestiune. Riscul e mai mare să-ți frâie cineva portofelul din buzunar la o coadă la un supermarket decât să-ți fraudeze cardul pe online. Fraudele pe online sunt nu mici, extrem de mici. Deci e 0,0 nu știu cât la sută. Sunt niște statistici și sunt niște studii SEPA, se cheamă chestia aia, mă rog, și dacă intrați să vedeți că țările și procentul de fraudă pentru no cash, ca așa se cheamă, sunt foarte mici. Deci oricum pe Europa e puțin, cred că e 0,1% dacă este. În România e și mai mic, ai de procentul ăla. Deci frauda pe net e o falsă problemă, atenție. Există conceptul că cumpăr un pix care costă un leu și îl plătesc cu cardul și nu mă interesează dacă e un leu. Cumpăr un microfon de ăsta profesionist, să zicem, care costă mult mai mult, să zicem, nu știu, poate să costă 500 de euro, habar n-am, nu știu, costă mult, nu mai dau cu cardul că e scump și așa. Riscul de a fi fraudat este același și aici. Pentru că în momentul în care îți sparge cardul și la un leu și la 500 de euro, este același lucru. Dar nu se percepe așa riscul. Și n-au nicio problemă să cumpere cu cardul de afară, nu din România. Atenție! De statisticile Visa, tot vine și vorbește Romeo Crețu sau Marie Mitroi de la Roncar sau alții. Sunt foarte multe plăți online cu cardul de făcute de români afară, pe magazine online de afară. Și deci sunt mai multe decât... Persistă o neîncredere față este de o ușoară neîncredere, autohtone. Exact. Malev, din Ungaria, a dat faliment, știm. Acum, nu știu, vreo 2 ani cred că s-a întâmplat, ceva de genul, nu mai țin minte exact anul. Cine crezi că și-a recuperat banii pe biletele plătite din toți clienții care au fost atunci, care au fost săracii prinși atunci, a dat faliment, oamenii aveau biletele plătite, ce să facă? Trebuia să-i dea în judecată, într-un fel sau altul, să ia banii înapoi, nu? Au primit banii înapoi, repede, nu așa, cei care au plătit cu card online. Pentru că banca îți dă banii înapoi, nu firma. După aia banca ia bani de la firmă, e altceva. Dar banca îți garantează tranzacția. Și pe restul lumii, nu știu dacă a mai primit banii înapoi vreodată de la Malev ca idee, dar cei care au plătit cu cardul online și au primit banii înapoi, oameni buni. Deci este safe, nu numai că e safe, nimeni s-au spart două carduri deodată, în aceeași zi, ca idee, de firmă și de persoană fizică. M-am dus la poliție, că aici e lângă voi mai încolo, la departamentul de la atacuri de astea cibernetice, m-am dus, am făcut cerere, în 7 zile aveam banii înapoi. Comerciantul poate și el să profite de același contract cu banca. Nu cu banca, mă rog, scuze, aici am greșit puțin, de contractul cu procesatorul de plăți online. Toate au departamente antifraudă, ca idee. Adică, în momentul când se face o plată online, ei verifică automatisme, chestii și după aia îți spun ție ca și comerciant, ok, poți să livrezi. Există o chestie care se cheamă liability shift, e un termen tehnic din zona asta legată de riscul pe care ți-l acoperă acest procesator de plăți în cazul în care tu ești comerciant care cu bună credință livrezi produsul și nu se întâmplă nimic pentru că era, cardul a fost, mă rog, fals sau alte chestii de genul. Ce se întâmplă este că tu ești acoperit. În mod normal, contractul dintre tine și procesatorul de plăți te acoperă de acest risc pentru că, conform contractului, poți să-i spui, mă, eu am fost de bună credință, tu mi-ai dat undă verde să livrezi produsul, eu am livrat produsul, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, riscul nu e al meu, e al tău, că n-ai verificat cum trebuie. Pe măsură ce faci, nu abuz, dar începi să faci din ce în ce mai multe asemenea solicitări de
cash, de chargeback se cheamă, practic. Adică vei bani înapoi pentru că n-au fost comenzile în regulă. Cu ăsta, procesator de plăți, te trece de la un comision la alt comision. Ți-l urcă ca idee pentru că... Devii riscant. Devii riscant, da, ca idee. E un joc aici foarte fin și din cauza asta, pentru comerciant, nu e rău să aibă și el, să zicem, ori echipa lui de antifraudă, să zicem, ori să întrebe, să vadă, să verifice, să se bazeze pe echipa procesatorului de plăți. Lasă să treacă măcar 24 de ore. De la comandă până când pui coletul către să plece, că pentru că în 24 de ore, în general, apar fraudele mai ok. Adică departamentul antifraudă la procesator lucrează tot timpul, ca idee nu se oprește din loc niciodată, și începe și verifică și vede ce se întâmplă și atunci ajunge și zice, stai puțin, vezi că risc acolo. Uneori poate să zică repede chestia asta, altor puțin mai încet. Și oricum, e bine să fii, adică dacă îți cere 10 microfoane de astea care costă foarte mult, știi, ca idee, na. Deci în momentul în care, acum cererea de credit nu e foarte mare, pentru că lumea s-a cam frip, s-a cam diverse. Băncile sunt într-o stare așa, nu foarte onorabilă, să zicem. Le frică puțin. Clienților, poate și lor le frică. Se reia consumul de credit, din ce văd eu așa, par să fie semne că se reia. Se va relua și pe online ca idee. Deci, recomandarea mea este să ai mai multe modalități de plată pe site-ul tău de comerț online. Adică nu sta doar în ramburs, adică cash on delivery, nu sta doar în plata online cu cardul, ai și plata prin ordin de plată, e ok. Plata în rată este și ea bună, e ok, în regulă, atenție. Numai că apetitul pentru credit depinde de cum se mișcă piața, de cum se mișcă consumatorul, deci nu e o chestie, dar e o treabă bună. Cât de greu de implementat este? A, foarte ușor. Deci așa cum implementez plata cu cardul online, care mie, care nu-s programator de meserie, mie o zi să zic, nu știu, așa, hai să zic, unul care e programator face și mai repede. Într-o zi, două, ești deja gata cu teste, cu tot ce trebuie, deci și nu-ți ia mult timp. Între magazin online și bancă, în general, în discutarea, negocierea unui astfel de contract. Sunt câteva, nu știu să le zic, un fel de platforme de credit online, IFN-uri, care prezintă un fel de platforme, nu mai țin acum nume, sunt vreo două sau trei în zonă, de genul scanezi, buletinul trimiți prin scan, prin mail, unde procedura e puțin mai lină decât la o bancă, să zicem, da, mai ușoară. Ceva mai mare, de obicei. Da, probabil că la bancă primești un credit mai mare, la ăștia primești un credit mai mic, că na, e o treabă că banca poate are alte reguli, alte socoteli. Însă funcționează, eu n-am auzit să existe probleme foarte mari în zona de comunicare, nici cu banca, nici cu IFN-ul ca și comerciant.